De ce le place narcisiștilor să întoarcă familia, dar și prietenii împotriva ta, deși știu că nu le-ai făcut niciun rău? Vă salut, dragilor, sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Astăzi voi vorbi despre cum folosește narcisistul oamenii și îi întoarce împotriva ta, atât în timpul relației, dar mai ales când părăsiți relația. În primul rând să înțelegeți ce înseamnă să ai de-a face cu un narcisist. Un narcisist are nevoie constantă de admirație și validare și poate folosi manipularea pentru a-și satisface aceste nevoi. De aceea un narcisist poate încerca să te discrediteze sau să te izoleze de familie, de prieteni, de toți cei care intră într-o relație sau în contact cu tine. Dar de ce au acest comportament? De ce se comportă așa? Păi este un joc de putere conceput pentru a te face să pari tu omul rău, iar ei să pară omul bun. Iar dacă ești partenerul unui narcisist, indiferent că vorbim de el sau de ea, vor căuta să te controleze în toate modurile posibile. Iar primul lucru este să te izoleze de prieteni și apoi de familie. Dar dacă vorbim de narcisistul la locul de muncă, un coleg de muncă, va încerca să te izoleze de colegii tăi, de prieteni, deoarece ei caută să știe cum să se joace cu oamenii, punându-i unul împotriva celuilalt. Dacă ești prietenul bun al unui narcisist, vor dori să te izoleze, astfel încât să nu fie nevoit să concureze cu nimeni altcineva pentru a-ți acapara atenția, pentru a fi în control. Atenția este la baza narcisistului. Se angajează în acest tip de comportament pentru a avea control asupra victimei. Ei vor doar să fure concentrarea de la ceilalți. Ei nu doresc ca alți oameni să afle adevărul despre ceva, ceea ce au făcut, despre lucruri pe care probabil le-au spus, ceva care doar este vătămător sau greșit. Cu cât ești mai capabil să vorbești cu alte persoane, fie că vorbești cu membrii familiei, cu un coleg de serviciu, cu un prieten, cu atât este mai probabil să descoperi de ce se teme un narcisist, adică adevărul urât despre acești oameni. Narcisistul este foarte interesat în felul în care el sau ea se etalează în fața celorlalți, felul în care se expun. Ei sunt concentrați în întregime pe ei înșiși. În timp ce par a fi nevinovați, oamenii buni, ei niciodată nu au făcut o faptă rea sau au făcut ceva greșit. Acest lucru le permite și continuă să abuzeze pentru că nimeni nu-i va trage cu adevărat la răspundere, pentru că nu văd nimic în neregulă. Așa cum am spus mai devreme, ei știu să etaleze imaginea pe care, sau conceptul pe care vrea ca lumea să îl vadă, dar nu adevărata lor personalitate. Doar ceea ce își dorește să fie văzut, dar nu realitatea. Un narcisist știe cum să pună lucrurile încât să fie în avantajul propriu, adică să mintă. Nu are niciun interes pentru adevăr, mai ales dacă nu le servește. De asemenea, ei nu au niciun interes real în ceea ce este bine sau rău, decât dacă sunt într-o anumită situație, atunci le pasă doar pentru că vor să câștige, nu pentru că posedă acest standard moral să facă diferența între bine și rău. Ei nu au conștiință. Nu le pasă. Nu le pasă de nimeni, nici de faptul că comportamentul lor strică, dăunează, afectează relația ta chiar cu familia sau cu prietenii tăi. Le pasă doar de ceea ce poți face tu pentru ei, doar de ceea ce poți tu să le oferi, modul în care îi tratezi și ești prezent acolo când ei au nevoie de susținere. Narcisiștii se folosesc de oameni, vor ca tu să îi slujești, să te desprinzi de sinele tău, de propriile opinii, de modul în care faci lucrurile și să fii o extensie a lor. Dar asta nu funcționează într-o relație autentică și sănătoasă, indiferent că este partener de viață sau coleg de servici. Atât timp cât își mențin comportamentul narcisist, nu vor putea niciodată să aibă o relație reală. Pentru cei care nu știu acest comportament, ar trebui să fiți pregătiți pentru că narcisistul din viața ta, indiferent că vorbim de el sau de ea, va încerca să te izoleze de familie, de prieteni sau colegi. Își doresc toată atenția ta.
și își doresc să te îndepărtezi de prieteni, de familie, pentru că nu vor să fii în contact cu alții, nu vrea să vorbești cu alți oameni, pentru că ei realizează că vorbind despre comportamentul lor, este posibil să îi demaști mai devreme. Ar trebui să aveți niște limite ale voastre, indiferent în ce relație sunteți, cu colegi, cu prieteni, cu parteneri de viață, să aveți niște limite ale voastre. Limite și, bineînțeles, consecințe atunci când se încalcă limita pe care, bineînțeles, tu o stabilești cu tine, cu sinele tău. Dar când simțiți că sunt anumite elemente în neregulă într-o relație, încercați să vorbiți cu oamenii, să exprimați opinia voastră, posibil de undeva să apară o scânteie mică încât să elucidați, să conștientizați că sunteți într-o relație cu un om care nu este real. Învățați să rămâneți voi, să fiți oamenii care sunteți, pentru că în cele din urmă, orice minciună va ieși la iveală. E adevărat, pentru unii mai târziu, pentru alții mai devreme. Narcisiștii nu pot să se ascundă pentru mult timp. Adevărata culoare, adevărata fața lor va fi pusă în lumină. Dar ce poți face tu? Sau cum poți face față acestei situații? În primul rând, să aveți încredere în voi. Concentrează-te pe a-ți trăi viața în conformitate cu propriile valori și principii. Rămâi același om. Ai încredere în tine și în capacitatea ta de a gestiona această situație, să înțelegi ce îi motivează pe narcisiști. Dacă veți înțelege ce îi motivează pe narcisiști, nu vei mai alimenta narcisistul. Narcisistul încearcă să te atace pentru a-și alimenta ego-ul și pentru a menține controlul asupra relației atât cu tine cât și cu ceilalți. Prin urmare, să înțelegeți ce îi motivează. Asta te poate ajuta să nu iei la modul personal comportamentul lor. Știți cum de altfel spun, vorbele nu sunt fapte, mai ales în acest context. De aceea spun, nu o luați personal. Învățați să comunicați, chiar să comunicați cu persoanele implicate. Abordează persoanele pe care narcisistul le-a întors împotriva ta și comunică deschis cu ele. Explică-le perspectiva ta. Ascultă-le părerile și încearcă să înțelegi de ce au ajuns să creadă în vorbele narcisistului, care de altfel nu sunt decât niște minciuni. Acest lucru uneori poate ajuta și poate restabili încrederea și relația cu aceste persoane, dar nu vă forțați prea tare. Nu vă forțați să convingeți pe cineva, doar spuneți adevărul adevărat și atât, partea voastră. Aveți dreptul la replică. Dar să nu uitați, noi nu putem schimba oameni, dar putem alege să ne schimbăm noi. Să învățați să stabiliți niște limite și să țineți o distanță cu cei care au fost implicați în acest joc de manipulare, cât și cu persoana cu tulburări de personalitate narcisistă. Menține distanță, evită să te lași antrenat în conflicte și caută sprijin în cercul tău de prieteni și familie, dacă mai sunt. Cei care au rămas acolo, fără să ia în considerare șocul de manipulare, comportamentul toxic al narcisistului, cuvintele urâte și jocul în care încearcă să te tragă, mocirla în care încearcă să te tragă. Confruntarea cu un narcisist care întoarce oameni împotriva ta poate fi o experiență dificilă și dureroasă. Doare, într-adevăr, să auzi că s-au spus lucruri despre tine care nu sunt adevărate, dar să înțelegi că nu este decât un joc de manipulare încât să acapareze toată lumea de partea lui sau de partea ei, iar tu să pari omul rău. Nu ai cum să faci o luptă și nici nu intrați într-o luptă cu acești oameni, pentru că este doar pierdere de timp. Cu toate acestea, păstrându-ți încrederea de sine, comunicând cu cei care au intrat sau s-au lăsat influențați de narcisist, stabiliți limite și căutați sprijin. Încă un lucru extraordinar, încercați să ieșiți din această situație și nu vă implicați în ce a spus, de ce a spus, cât e de adevărat, cât nu este adevărat. În anumite situații, spuneți părerea voastră, dar așa cum am spus mai devreme, nu încercați și nu vă tăvăliți pe jos prin a convinge pe cineva,
pentru că noi nu putem să schimbăm percepția oamenilor. Bine să învățați strategii și resurse care te pot ajuta să gestionezi situații similare. Găsește tehnici sau activități care te pot ține în control, te pot ține departe de aceste evenimente, încât tu să poți să-ți controlezi stările. Este necesar să-ți dezvolți tehnici de gestionare a stresului. Nu știu, încercați meditația. Merge și practicați anumite activități sportive. Învățați să faceți tehnici de respirație profundă. Dar cel mai important este să practicați recunoștința. Să fiți recunoscători pentru ceea ce sunteți. Toate acestea vă vor ajuta să mențineți un echilibru emoțional și să vă concentrați pe propria bunăstare. Să vă concentrați pe voi, pe nevoile voastre. Atunci când un narcisist întoarce oameni împotriva ta, este important să nu vă izolați sau să rămâneți singuri. Încercați să ieșiți în natură, să vorbiți cu oamenii. E adevărat, mulți vor pierde prieteni, mulți se vor îndepărta de voi, dar nu este nicio problemă. Înțelegerea mecanismelor narcisiste și a jocului de manipulare poate fi o resursă valoroasă împotriva acestor comportamente. Luați-vă stima de sine înapoi. Luați-vă stima de sine în propriile mâini. Orice spun sau orice comportament au, nu trebuie să vă afecteze. Nu este despre voi. Este doar un joc încât să vă dezechilibreze, să apese butoanele sensibile, iar voi să vă dezechilibrați. Nu uitați, vorbele nu sunt fapte, mai ales în acest context. Problema multora este că dau prea multă putere narcisiștilor și oamenilor care nu sunt altceva decât niște maimuțe sau drone, care se cred ei niște decodificatori. Trebuie să înveți să-i vezi pe acești oameni ca pe niște zombi sau ca niște maimuțe care se agață de niște liene, dar nu au nicio certitudine. Toți care se implică au o mentalitate de turmă. Toți care se implică au trecut sau chiar au niște traume în subconștient pe care încă nu le-au conștientizat. Dacă ei te urăsc pentru că toți ceilalți te urăsc, dar te pot iubi atunci când toți ceilalți te iubesc, nu trebuie să te superi. Să înțelegeți că prietenia ar trebui să fie la fel de rară cum ești și tu. Ești o persoană unică și specială. Și prietenia trebuie să fie la fel, unică și specială. Dacă ai pierdut o grămadă de oameni din cauza unui zvon, atunci crede-mă că nu ai pierdut absolut nimic special. Un prieten adevărat va rămâne lângă tine, indiferent de ce, atâta timp cât nu rănește pe cineva pe nedrept. Dar cel mai important, cel mai mare prieten pe care ar trebui fiecare dintre noi, sau dintre voi, cei care mă ascultați acum, cel mai bun prieten din viața fiecărui om ar trebui să fii tu însuți. Tu să fii cel mai bun prieten al tău. Așa că nu vă speriați când lumea vă întoarce spatele, când lumea ascultă la ceea ce spune un narcisist, pentru că în interiorul vostru locuiește sau există un univers de potențial enorm. Puterea este în interiorul vostru. Este nevoie de timp. Este un proces. Cu siguranță. Dar credeți-mă că în interiorul fiecărui om este un univers de putere. Dar asta doar când începi să te concentrezi asupra ta și nu asupra lor. Cu toți știm că tăcerea este un mister. Așadar, lasă tăcerea să-i omoare, în timp ce forța ta revitalizează, crește, se dezvoltă, iar tu devii mai puternic. Știu că informațiile pe care le aduc aici sunt folositoare, sunt utile, dar dacă crezi că sunt valoroase și ar mai ajuta un suflet ca tine, nu uita să dai mai departe. Pentru cei care vor să-mi susțină activitatea și vor să facă donații, o pot face pe unul din conturile afișate mai jos în descriere. Iar eu vă mulțumesc! Până la următoarea întâlnire, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul!